Canicula aduce încasări uriașe la bugetul local. În căutarea de locuri rocoroase, ieșenii au luat cu asalt bazele de crement ale municipalității. Cel mai solicitat a fost strandul municipal. Ziua de 7 iulie a fost cea mai profitabilă din punct de vedere al încasărilor. Bazele administrate de municipii Iași prin Direcția de Exploatare Patrimoniu au avut o prezență mare de persoane. Vârf de prezență și încasări s-a constatat duminică, 7 iulie, când ștandul municipal a avut o prezență de 2150 de persoane și încasări de 85.000 de lei. În cursul săptămânii acesteia, prezența la ștrand a fost de câteva sute de persoane, 500 de persoane, cu încasări de 60.000 de lei. La plaja Nicolina s-a încasat un vârf duminică, unde au fost 500 de persoane și încasări de 73.000 de lei, iar în cursul săptămânii sunt 3-400 de persoane prezență zilnică. Ciricu? La Ciric, la fel, duminică în jur de 1.000 de persoane. Aceste baze de ancrement au oferit locuitorilor nu doar un ragaz binevenit de la temperaturile extreme, ci și diverse facilități de recreere. Este de așteptat că în continuare ieșenii să se refugieze în aceste baze, întrucât sunt așteptate în continuare temperaturi foarte mari. Ne așteptăm la o prezență masivă, dar fiind faptul că e... Da, datorită codului roșu și weekendului, perioade de vacanță și perioade de concedii a ieșenilor, așteptăm un flux mare de persoane, care cred că va fi în jur de 3.000 de persoane. Veniturile realizate la bazele de agrement permit investiții ulterioare în infrastructura acestor locuri de recreere.